Bună, bună și bine v-am găsit la un nou video și da, a venit iarăși acel moment în care avem un unboxing de la Oriflame și mai exact unboxingul campaniei cu numărul 15, acesta fiind catalogul campaniei ce a început pe data de 26.10 și continuă până pe 15 noiembrie, iar de pe 16 noiembrie începe prima campanie de Crăciun, aș spune eu, mai mult campania de Moș Nicolae, pentru că ea durează între 16-11 și 6-12. Deci aceasta ar fi broșura din care puteți achiziționa cadourile pentru începutul lunii decembrie și am văzut că are ceva oferte interesante, dar despre ea vom vorbi la momentul respectiv. Acum avem în prim plan campania cu numărul 15 și pot să spun eu că nu am foarte multe produse pe comandă, dar vreau să încep cu vedeta acestei comenzi, să spun, produsul pe care mi l-am dorit eu cel și cel mai mult. Și dacă ați urmărit unboxing-ul anterior, vă arătam eu acolo la final că am văzut în Business Magazine că se află ceva pe partea din spate. Și anume, această palețică minunată. Și haideți să vă arăt eu exact în Business and Beauty, scuze, nu Business Magazine, această palețică minunată la 100 de lei, desigur, pentru care primiți pe comandă dacă sunteți consultant, partener de brand se numește acum, primiți și reducerea aferentă comenzii. Și haideți să vedem cum arată. Eu am aruncat sincer și așa un ochi rapid, pentru că eram foarte, foarte curioasă. Și vreau să vă spun că întâi de toate am rămas așa puțin surprinsă de dimensiunea ei. Mă așteptam să fie, cred că, o idee mai măricică. Să vă faceți așa o idee comparativ cu broșura. Cam atât a reprezenta ea dintr-o broșură. Este foarte micuță. Acum, sincer, chiar mi se pare ok pentru persoanele care călătoresc mai mult, sunt plecate, nu știu, zic, o săptămână, de exemplu, chiar și câteva zile și vor să aibă toate chestiuțele la un loc, deoarece această paletă conține multe chestiuțe. De la farduri de pleoape, atât în nuanțe neutre cât și în ceva nuanțe mai colorate, la pudre, blașuri, produs de sprâncene, iluminator, pudră bronzantă și gata, am acoperit eu și oglinjoara. Să vă pot arăta, așa arată ea. Sinceră să fiu, da, este mai mică decât mi-am imaginat eu, dar în același timp am spus, îmi cam place cum arată și mi se pare așa foarte drăguță și compactă și nu știu ce este cu mine în această perioadă cu paletuțele, dar pe ea am tot văzut-o de când a apărut prima dată și se oferea cadou celor care făceau înscrieri, care erau cumva directori și aveau comenzi mult mai mari. Dar de data aceasta poate fi achiziționată și de consultanți. Prețul mi se pare ok, de 100 de lei, la care se adaugă reducerea aferentă comenzii. Mi se pare ok pentru ceea ce oferă, calitatea produselor de la Oriflame. Acum sper că este ca celelalte produse, pentru că acelea sunt ok, sper că și ea este la fel de ok. Și haideți să vă spun eu exact câte nuanțe de far conține și tot, ca să nu le număr de aici. Deci conține 18 nuanțe de far de pleoapă cu aplicare umedă și uscată, 2 nuanțe de far de sprâncene atât pentru blonde cât și pentru brunete, 3 nuanțe de pudră pentru toate nuanțele de ten, 3 nuanțe de far de obraz, o pudră iluminatoare, o pudră bronzantă, 2 aplicatoare pentru fardul de pleoapă, 2 aplicatoare pentru fardul de obraz și o oglindă. Sincer să fiu, cele mai inutile de aici mi se par aplicatoarele acestea pentru fardul de obraz. Eu una personal nu le folosesc absolut niciodată. Bureții aceștia mi se par ok, eu îi mai folosesc, dar chiar sunt super curioasă și abia aștept să o folosesc. Sau poate facem un make-up doar cu ea și cu ceva alte produse de pe la Oriflame, să le încercăm. Nu știu, spuneți-mi și voi părerea voastră în comentarii, dar până una alta chiar este o paletuță drăguțică, pot să spun eu, și de care mă bucur foarte, dar foarte, foarte tare că am găsit-o pe stoc. Am plasat comandă în primele minute când s-a deschis campania și chiar mă bucur acest aspect că am reușit să o găsesc pe stoc și să pun mâna pe ea, pentru că vă spuneam, mă tot uitam eu după ea de când am tot văzut-o mai,
mai pe la toate fetele care fac comenzi mai mari, în fine, pe aici și numai pe YouTube, am văzut și pe Instagram. Bun, apoi, mi-am mai comandat un deodorant din acesta, din gama Activel, cel cu roletă, varianta Extreme 72 de ore. V-am spus, v-am tot repetat că mie îmi plac foarte mult aceste deodorante, mă înțeleg foarte ok cu ele, a fost 10 lei, așa că am zis că să mai iau unul să îl am de rezervă. Apoi am avut pe comandă două măști din acestea, din gama Optimals Nutrient Rich Shots, sunt din acelea sub formă de șervețel îmbibate cu soluție, este 15 lei o asemenea mască în catalog, se deschide pachetelul, se aplică pe ten, se lasă 15-20 de minute și apoi se îndepărtează, na, cam ca toate măștile tip șervețel. Am spus, acestea sunt pe comandă, dar și le-a comandat mama mea, așa că dacă e, după ce o să le folosească, o să o întreb cum s-a înțeles cu ele, cum mi s-au părut și să ne dea și nouă un feedback, spun. Iarăși, cred că este puțin comanda produselor de make-up pentru mine, mi-am comandat acest trio de corectoare din acelea, este 25 de lei în catalog și mi-am luat varianta aceasta, să-i spun clasică, cumva, cu nuanță de verde, din aceasta de somon, cea pentru corectare. Eu am mai folosit genul acesta de produse de pe la alte branduri, dar pe acesta de la Oriflame nu l-am mai folosit, sper să fie ok. Am zis că na, să mi-l comand pentru că aveam nevoie de un kit din acesta de corectare, mi-a fost foarte la îndemână, plus că am impresia că este puțin mai ieftin în această brășură, parcă mi-am amintit că era de regulă mai aproape de 30 de lei, acum era doar 25 de lei, așa că am zis că ok, hai să-l comand, dacă tot s-a evit ocazia. Și iarăși, pentru cele care plasează comandă în prima parte a campaniei, în perioada 26-10-11, pot achiziționa acest set Giordani cu doar 40 de lei și el include un rimel, acesta fiind, nu o să-l desfac pentru că Incredible Length Potion Mascara, cred că l-am mai avut sau și l-a luat mama mea sau îl am prin dulap, sincer să nu mai știu, pentru că atunci când mai primești genul acesta de mascara la seturi, eu le mai păstrez și le fac cadouri, nefiind rezistente la apă, dar cred că la ea a ajuns, că am mai avut unul sau posibil și-a comandat ea. În fine, știu că mai am cu siguranță unul de la Giordani pe care vreau să-l încerc, poate să-l păstrez și pe acesta. Dar cel mai tare am fost eu curioasă de produsul de sprâncene, ce este un creion din acela de... are un capăt foarte subțirel pentru a strasa ceva fire de păr și un capăt cu burețel. Așa că știu că acesta îl văsem parcă numai pe el, aproape de 30 și ceva de lei prin catalog, așa că în momentul în care... ok, am sărit ăsta de aici. În momentul în care am văzut că este 40 de lei setul, am zis că ok, vreau să mi-l comand și să văd și eu cum este. Gata, haideți cum am prins și eu cum stă treaba pe aici. Ok, deci nu este chiar foarte, foarte, foarte subțirel acest vârf, adică nu-mi dau seama dacă trasează el ceva fire subțirele, cred că mai mult ajută să umple sprânceana, sinceră să fiu. Ce mai văzusem eu produse de genul acesta, am zis că e extrem de subțiri, văzusem ceva de la Catrice, cred că, sau de la Essence, dar în fine, chiar sunt curioasă să văd care și cum e treaba. Am bun și burețelul, cred că are ceva pudră pe el. Ei spun că este burețel pentru estompare, dar totuși cred că are și ceva pudră înăuntru. Ok, o să mă distrez și cu el și revin cu impresii să vedem care este situația și cu acesta. Pe comandă am mai avut două produse pe care le-am dat deja, dar o să vă las eu o imagine pe aici. Am avut un gel de curățare și un exfoliant, o mască pentru exfoliere din gama Love Nature. A fost 15 lei gelul și 17 lei exfoliantul, dar pe acestea le-am dat deja, așa că nu le mai am aici lângă mine. Iar ultimul produs, și anume taxa de livrare și de manipulare, am ales să o înlocuiesc data aceasta tot cu acest gel de duș și zic tot cu acesta că mi-aduc eu aminte, cred că cam mai a fost acum de curând tot pe această parte pentru a înlocui taxele. Numai bine, pe unul o să-l fac a doua oricum, deci am luat un produs în plus și n-am mai plătit taxele, a fost 12 sau 13 lei,
Așa că eu sunt super, super mulțumită. Bun, și haideți să revin eu la un obicei pe care l-am avut până de curând pe aici prin unboxing-uri și anume să vă fac un scurt review și legat de ceva produse pe care le-am comandat în campaniile anterioare. Bun, și am adus produsele aici lângă mine și mai exact vorbim despre masca aceasta din gama Optimals Purifying Clay Face Mask, este aceea cu, pentru detoxifiere și de pensula pentru aplicarea măștii. Sunt produse pe care le-am comandat în campania anterioară, apar în acel unboxing. Cred că le găsiți pe ambele și în acest catalog. Masca o găsiți cu siguranță, nu știu sigur de spatula aceasta. Și haideți să încep cu masca. Am reușit să o folosesc, sinceră să fiu, de două ori doar. Deci e cumva mai mult un first impression, așa să zic, folosită de cam două ori. Dar aceasta ar fi consistența ei, se aplică foarte ușor și spun se aplică foarte ușor pentru că eu o folosesc împreună, am folosit-o de fapt împreună cu această spatulă. E doar puțin produs de pe ea, vii și îl întins pe ten. Eu l-am lăsat cam 10 minute, 10-11 minute, cam așa, na. Plus minus un minut acolo și am îndepărtat-o apoi cu o mânușă din aceea demachiantă, din bumbac. Am umezit-o cu apă, am venit, am curățat tenul și vreau să vă spun că am rămas foarte surprinsă de cât de fain mi-a curățat tenul, dar mai mult decât acest lucru, am rămas surprinsă de faptul că l-a și catifelat cumva, adică mie mi s-a părut că ajută puțin și la partea aceasta de hidratare cumva, deși o am și pe cealaltă, am și masca pentru hidratare, dar pe aceea încă nu am desfăcut-o. Am zis că îmi doresc să o folosesc puțin mai încolo când se face și mai frig, mai spre anotimpul cel mai rece, când de regulă mi se cam usucă puțin tenul și am nevoie de mai multă hidratare. Dar și ea mi-a lăsat, v-am spus, mi-a lăsat puțin tenul hidratat, ceea ce mi-a plăcut super, super mult. Iar după ce am folosit-o pe ea, am venit, am spălat, am curățat tenul și am aplicat crema din gama aceea verde de împotriva poluării, tot de la Optimals, de la Oriflame. Așa că, sincer să fiu, pentru moment eu sunt super mulțumită de această mască și de această spatulă și chiar m-am înțeles bine cu ea. Cam asta ar fi pe partea de impresie legată de acest produs. Data viitoare sper să ne auzim legat de alte produse de pe ei sau poate facem, vă spuneam, un video separat cu ceva machiaj cu această paletă. Mai văd, mă mai hotărăsc, dați-mi și voi sugestii și idei. Până atunci, eu vă super mulțumesc pentru vizionare și noi ne revedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!